Da, după cum spunea George Santayana, cei care ignoră trecutul și istoria au mari șanse de a o repeta. În business, bineînțeles că fiecare parte interesată, nu-i așa, își apără propriile interese în afacerismul acesta, fără inimă, fără umanitate. Nu mai contează până la urmă că există victime și că există călăi. Călăii își văd de propriile lor interese și bineînțeles că... Collateral, cum e în engleză, da. Un cuvânt foarte bine... Devin collateral, bineînțeles, sau așa, cum să spun, niște răspunderi, niște efecte ale afacerilor lor. Bineînțeles că, așa cum am spus, un colos așa de mare, precum Uniunea Sovietică, fost imperiu țarist, are nevoie de întreținere, are nevoie de sustenance, cum spun englezii, apropo de englezi, că o să vorbim și despre implicarea englezilor în această cacealma, am putea să spunem, dar trădare totuși. Vedem că, adică, cel puțin pentru mine, cred că dacă aș fi trăit în perioada respectivă, nu știu, cred că aș mai muri de 2-3 ori. Văzând că îmi pierd țara, văzând că ar fi putut fi altfel, văzând că cum e viitorul, cu acele experimente socialiste. Și eu știu foarte bine, pentru că vin din neam de basarabeni. Exact. Ai mei au avut în familie surori, verișoare, mă rog, frați, deznaționalizați prin rusificare. Exact. Deci tu poți... Nu mai vreau să... Exact. Experiență. Da. Nu mai vreau să mai vorbească limba română. Totuși, soții lor vorbeau perfect limba română, care erau ruși. De-a lungul la zeci de ani au fost inserați sau inoculați în poporul român diferiți sovietici, am putea să-i spunem, să le spunem. Numai așa, ca să înlocuiască sau să amestece popoarele, poporul ăsta român cu gena lor nemaipomenită. Omul acela cosmopolit despre care vorbea Eminescu. Mare, putem spune și un Jules Verne român, că a prezis foarte prin scrierile sale și prin ce... Un profet. Un profet. Și a spus că omul acesta cosmopolit vine pe calea Partidului Roșu. Pe atunci nu era definit statutul acestui Partid Roșu, nu se știa dacă era vorba de Partidul Bolșevic, mă rog, n-a existat. Sau Partidul Comunist, sau Socialist, sau Comunist Socialist, Muncitoresc Român, etc. Nu contează ce au fost. Era o cacealma oricum bine pusă la punct de la început ca să creeze haos, de fapt. Și s-a și întâmplat în 1917 cu Revoluția Bolșevică și exemplele. Apropo de muncitori, bineînțeles că ne aducem aminte și de ceea ce spunea Karl Marx în acel pamflet al său prin Anglia, parcă. Workers of the world unite! Și ce au făcut muncitorii? Adică muncitori din toată lumea, uniți-vă! Și ce au făcut muncitorii? S-au înrolat în armatele națiunilor lor, țărilor lor, și au luptat pentru țările lor. După care a apărut un alt pamflet după acele războaie de prin 1870 și ceva. Și la noi a fost, nu? Unul de independență față de Marea Poartă Otomană, după atâtea sute de ani. Ce au făcut? Ce a făcut Marx? A scos un alt pamflet. It was just an idea, chaps. Băi, flăcăi, era doar o idee. Și voi ați mușca momeala. Pac, cacealma. Pac, ia de aici. Ca o completare, ca a doua cacealma, la marea prima internațională comunistă, de la mijloc de, până la Revoluția Bolșevică, cu mult timp înainte,
toți fanii lui Mars se întâlnesc la oaltă și nu e o glumă, dar sună o glumă proastă, și se adună toți și erau ca cel mai că toți, unii erau anarhiști, unii erau bolșeviciuri. Și Marx se ridică în timpul ședinței și spune, domnilor, eu nu sunt marxist. Exact. Știu și motivul pentru care s-a întâmplat asta. El vrea să-i facă în ciudă pentru că nu îl suporta. Finului său, da. Care urma să se că era logodit, urma să căsătorească cu fiica lui. Nu îl suporta pentru că era de o altă, mă rog, părere, mentalitate probabil, imperialistă sau ceva asemănător, nu mai contează. Și i-a spus că până la urmă, după un după o dezbatere, o contrazicere cu Marx, în acea adunare plenară, bineînțeles, a spus domnilor, eu nu sunt marxist. Rumori în sală, cum adică? Pac, iarăși, ca cel mai, hop! Uite așa. Iese, e ca Pop Goes the Weasel. Pop goes the weasel. Exact, da. Și ne jucăm. Aici este așa, stilul ăsta ludic. Se joacă oamenii aceștia. Se joacă cu ce? Cu destinele oamenilor, cu viețile oamenilor, cu natura, cu mama natură, iar natura astăzi nu ne mai suportă. Se joacă cu banii, cu finanțele. Mulți oameni trăiesc în sărăcie și, apropo de zilele care urmează, lunile care vor urma vor fi cumplite, vor crește prețuri și vom simți exact acele mega împrumuturi pe care le denunțăm și noi, desigur, ale actualului premier, care e un pseudo-premier, nu este un premier. Știm bine că este un adevărat penal în funcție publică. Premier ar trebui însemna să preiei din trăile, el e secundar, mai degrabă spus. Este un agent al serviciilor, și tu știi mai bine, de informații externe. Da. Dar o marionetă perfectă, ce-i drept. Da, iată, legături. Dar hai să facem o primă legătură. Deci, până la urmă, care a fost legătura dintre 23 august 1939 și 23 august 1944? Legătură care s-a menținut și a dus mai, adică a întărit mai departe ceea ce urma să vină după așa zisa abdicare a acelui regent pe care l-am avut și experimentul socialist pe care l-am resimțit, da, bunicii noștri după aceea. Păi e vorba de o cauzalitate aici. E vorba de o repetare a unei greșeli. E vorba de, în istorie, cine repetă o greșeală, e condamnat să o repete mai grav, a doua oară. Da, o repetă pentru penultima oară. Exact, gen, e omenesc a greși, dar a continua în prostie, dar a continua în greșeală e o prostie. Practic, legătura e una perfectă de cauzalitate. Totul în viață e pe cauză și efect. Sau, cum spun și orientalii, acea lege a karmei, în care totul se plătește, nimic nu rămâne neplătit și de multe ori se plătește prin durere, pentru câtă durere a fost cauzată înainte. Această durere ne putem referi aici, vorbind de istorie, nu? Că istoria înseamnă să vorbești de toate sferele, economic, politic și spiritual. Dacă o țară este atacată și ea nu se apără, are tot dreptul să se apere. Și ea nu își ia armele să se apere de invadatori, țara aia va fi condamnată și va plăti cauzalitate sau karmă pe viitor, pentru faptul că nu și-a apărat familia, religia și frații. E foarte simplu. Oamenii cred, putem face o paralelă cu alt moment din istorie, tot de tristă amintire pentru tibetani. Da, la ei mă gândeam.
chiar putem face o paralelă. Când comuniștii chinezi intră în faimosul palat Lhasa și tibetanii practic îi primesc cu brațele deschise, gen știau că o să se întâmple asta, însă din acea toleranță, nu, dusă la extrem, toleranță prostească, sau cum să folosești partea extremă a unui virtute, în acest caz toleranță, în care au decis să nu ia nicio armă, să nu se apere, pe când alți călugări au luat armele, au luat anumiți călugări de rang înalt, au încercat să se apere, să-și apere comorile, să-și apere arhivele, să-și apere frații, să-și apere vitele. Ai tot dreptul să te aperi. E primul tău drept, cel mai important, mai ales când cineva ți intră în casă, frate. E ca și cum tu dai drumul invadatorilor la tine în casă, pe lângă că lasă să-ți fure din casă, lasă, îl mai și binecuvântezi, da? Și în același timp îi dai și nevasta. Ia-o cadou. Ia-o și pe așa a fost să fie, Doamne, așa. Îi iert. Și cea mai mare prostie, asta înseamnă să duci lucrurile la extrem. Îi iert, că eu sunt da. Blând. Da, păi poți să te omor? Da, sigur, frate, stai un pic să te binecuvântești, după aia poți să mă hăcuiești. Adică, asta e un exemplu de toleranță prostească, de stupizeni. Da, că eu nu mai am nevoie de viața asta, efectiv. Ia și corp, ia tot. Adică, și practic, piloții după mine. Exact. Tu îți dai seama, făcând o paralelă, dragilor, și înțelegând mai profund, tragicomic, mai profund acest act de trădare, de cel mai menționat de trădare, practic, valoarea noastră spirituală internă, în momentul în care vede acel lucru, e ca și cum, băi, ăsta a aruncat prosopul. Și eu nu mai pot face nimic cu el. Pozitiv. Nu mai pot să scot nimic din el. Bun. El a aruncat prosopul. A renunțat. Deci cea mai mare problemă nu este să cazi în urma unui tragedii, dar este să-ți pierzi speranța. Tot un proverb tibetan. Sau nădejdea. Da. La creștini. Sau nădejdea, ca la creștini, exact. Care sunt sinonime, dar sunt sinonime foarte bine închegate și explicate. Acest act putem spune că ne reprezintă pe noi astăzi ca liderii, deținătorii de putere, cum spunea un drag prieten de-al nostru, da, domnul Călin Georgescu, și salutăm cu această ocazie. N-avem... E la mintea cocoșului să-ți dai seama că tu nu ai niște lideri. Un lider niciodată nu o să-și lase oamenii să cadă și îi lasă în spate. Îi ajută să se ridice și le arată cum să se ridice. Nu le dă mură în gură. Sau, cum spunea un alt mentor al nostru, Kiyosaki, teach people how to fish. Da. Să înveți pe oameni cum să pescuiască. Not get nu not să le dai pește. E foarte fain spus. Și e practic... Creștin, biblic. Da. În principiu distributist, cum am mai vorbit și în celelalte podcast despre distributism. Și de aceea, dragilor, legat de aceasta, pot să fac o paralelă, să puteți citi, să înțelegeți mai bine articolele scrise de colegul meu, Patrick, pe ce reprezintă comunismul. Sunt trei, nu? Trei părți? Da. Trei sau patru. Oricum, foarte bine pusă la punct. Pe istorie completă. Pe ce înseamnă niște personaje machiavelice, abisale, ca Marx, care se folosesc de prostia colectivă și mai ales de niveluri scăzut de spiritualitate al oamenilor. Văzând cât de ușor pot fi manipulați, el de fapt a împlinit un ordin prin care s-a instaurat materialismul. Unul dintre cele 24 de protocoale ale sioniștilor, bineînțeles, praf aruncat în ochii imprudenților.
Exact. Mi-aduceam aminte de o, acum că vorbeai, de acea vorbă, aș spune, sfântă, a lui Nagoe Basarab, în cuvântările sale către fiul său Teodosie. Am mai menționat-o și dățile trecute, în episoadele anterioare. Turcul, când vine să îți ia o găină, o vacă, un bou, lasă-l. Mă, dacă îmi vine să-ți ia casa, pământul, nevasta, copiii, crucea ta se transformă în sabie. Exact. Adică, până la urmă, dacă sunt să o analizăm psihologic, am putea să spunem că e o cădere a demnității umane? Da, gravă. Cel mai jos nivel, pentru că tu să lași totul fără luptă, să nu-ți protejezi teritoriile. Mă refer aici și la Carol al II-lea. Da, a abdicat, nu numai la Mihăiță. Aici vorbim de ambele personaje. În jurnalul său, Carol al II-lea, când a convocat Consiliul de Coroană, da, care a fost de două ori, apropo, convocat. Prima dată a fost o majoritate de voturi pentru ridicarea armelor. Iar al doilea consiliu s-a reîntrunit pentru că primul nu a fost, mă rog, a fost o problemă la momentul respectiv de legiferare, nu au fost niște personaje cheie și al doilea au spus, s-au întors, au fost 19 voturi pentru cedarea Basarabiei fără luptă. 6 voturi împotrivă, de care Nicolae Iorga era pentru cei care zice, cum domne, păi asta e o blasfemie, să nu-ți aperi teritoriul tău. Păi ce facem? Ne retragem întreaga populație? Până și finlandezii, cu o țară cu o capacitate extrem de mică, militară, s-au retras din provincia Karelia, da? Ocupată de sovietici, dar au continuat războiul de apărare a patriei și l-au câștigat. Bine, mulți o să-mi spună, da, teritoriu, da, iarna, da, nu contează, contează cum ești văzut în istorie. Dacă tu ești văzut ca un om care ai cedat, așa vei fi perceput în toate negocierile ulterioare. Deci asta se pune ca o patalama pe tine. Polonezii au luptat pe două fronturi, da? Care au pierdut enorm de mulți oameni, mult mai mulți ca noi, făcând o comparație. Au luptat atât împotriva nemților și atât împotriva rușilor, care se uitau râzând cum pactul de neagresiune îi lasă pe fraților la acel moment naziști să își rupă partea lor de Polonie. Polonezii n-au cedat. E drept că în Polonia catolicismul a susținut mult, Vaticanul a susținut evident foarte mult și mai ales Anglia prin catolicism populația respectivă, dar populația în sine a protestat, populația în sine a ridicat armele. Păi vedem și acum că polonezii, înainte de plandemie, nu noi așa îi spunem, plandemie, așa a fost plandemie, da, au absorbit foarte multe fonduri europene, au avut 100% absorpție ani de zile a fondurilor și s-au dezvoltat industrial. O țară cu multă infrastructură. Și zlotul polonez, frate, e foarte ridicat comparat, da, cu leu, adică e exact peste leu. Pentru că au știut să se drămâiască, adică nu s-au dezis, s-au rămas demni. Ba chiar se vorbește de o, și o să vedem în lunile ce vin, să vedem dacă chiar o să se concretizeze, o, nu știu, negociere între România și Polonia la nivel de patrioți, la nivel de partide naționaliste. Vom vedea, nu știm cum va fi, nu știm dacă va fi. Da, până la urmă, arta războiului, dragi prieteni, este o sabie cu două tăișuri. Primul tăiș îl ajută pe cel viclean să sacrifice oameni, iar al doilea tăiș îl ajută pe omul real să se sacrifice pe sine. Cu toate că arta războiului al lui Sun Tzu este o carte scrisă destul de așa, deschis, vedem multe strategii acolo pe care le pot folosi atât cei vicleni cât și cei foarte demni și puternici în interiorul lor.
Exact. E de fapt o carte dar este o... de război extern, dar și de război intern, de a te autostăpâni, de a deveni un bun luptător. Mai întâi trebuie să fii un luptător bun interior, să te autostăpânești, să te depășești fricile, temerile, toți demonii tăi particular, ca să poți să știi cum să lupți cu cei fizici, cei exteriori. Iar lupta întotdeauna e una pașnică și inteligentă, în niciun caz una crudă și violentă, așa cum cred că am mai spus, nu, în episodul cu despre tracii și nemurire. Exact. Despre daci, geți, apuli, carpi, etc. Bun, am făcut așa o mică digresiune, ca să zicem. Ai menționat niște păci de la Cairo, Berna, Stockholm, care au fost păci separate. Au putut fi altfel decât păci separate? Cum ar fi putut fi? Sincer, din analizele respective și din ce am intrat în arhive, mai ales pot menționa acum pentru cei interesați să caute pe Gheorghe Buzatu, care are foarte multe articole, mai ales din fondul secret român și din fondul secret englez, operațiunile SOE în România, mai precis, Constantin Cornean, îl recomand de asemenea o căldură pentru că vorbește foarte mult pe aceste păci și mai ales pe implicarea lor, evident și pe Mircea Dogaru, care vorbește pe chestii mult mai secrete și tratate mult necunoscute românilor, că are acces la multe astfel documente și practic nu putea să fie altfel, că altfel aceste păci au fost atât de necesare într-un moment în care aveai nevoie de păci în zone neutre, gen Berna, aveai păci în nevoie, mă rog, înțelegeri în zone în apropierea Uniunii Sovietice, ca Stockholm-ul, Ankara, și în apropiere de interesele Marii Britanii, Cairo. Deci aceste locații nu sunt alese aleatoriu. Acestea sunt alese în relație geopolitică. Deci geopolitica este o ramură prin care păcile, înțelegere sunt și toate negocierile sunt negociate la nivelul zonelor cu resurse și resurse economice, politice și regionale. Și au fost alese cu bună știință, bazate pe aceste sfere de influență. Deci exact așa trebuia să fie. Din păcate, prințul Știrbei este refuzat, spre exemplu, de partea germană, de ieșirea României din război și de păstrarea neutralității, neîntorcând armele împotriva Germaniei, deci să fim clar, neîntorcând armele, dar această parte a picat, Antonescu, din păcate, nu mai avea nicio variantă. Asta a fost marea problemă, mai ales că în țară mai aveam problemele între țărăniști și Maniu, gen țărăniști și liberali. Maniu și Brătianu își aveau propriile, mă rog, interese. Maniu, aflând dintr-un document pe care îl veți putea consulta chiar dumneavoastră, ascultătorii noștri, veți vedea o listă a tuturor colaboratorilor SOE. SOE reprezentând agentura de rezistență engleză, Special Operations Executive. Această ramură care a făcut și a ajutat rezistența franceză foarte mult. Veți auzi de foarte mulți spioni celebri care au menținut și au raportat multe victorii împotriva germanilor. Același lucru a încercat să se facă și în România sau în frontul de est, în Balcani. De aceea Ankara, Cairo, Stockholm și Berna sunt necesare. Sunt puncte strategice cheie, atât din punct de vedere în zone neutre, cât și asferilor de influență. Deci, altfel n-ar fi fost. Era necesar de ele. Numai că nu au ieșit cum am dorit, pentru că am fost trădați de a doua la mână de aliați. Da, deci trădările întotdeauna vin din interior, nu-i așa?
În primul rând, da. Trădările exterioare sunt așa ca niște efecte ale trădărilor interioare, pentru că și ei, la rândul lor, adică un trădător, învață în primul rând să se trădeze pe sine și să-și trădeze poporul, să-și trădeze frații. Deci a se citi prin popor, frații, da, surori, neam, familie, patrie, în fine. Care erau actorii principali? Hai să vedem, să-i punem așa pe scurt pe tapet. Care erau actorii principali în acest 23 august 1944? Pe de o parte avem Hitler, Stalin, da, apoi Antonescu, Mihai I, apoi de partea cealaltă a aliaților, în afară de Stalin, bineînțeles, pe cine mai avem? Păi, îl avem pe pe Churchill, care din umbră nu se menționează foarte multe, dar aici putem dezvolta un pic, dacă îmi permiți, pe partea de trădare externă, la ce mă refeream mai devreme. Avem americanii încă nu pot fi băgați aici, pentru că o să vedeți cât de machiavelice au stat lucrurile. Anglo-americanii încercau să mențină partea de rezistență în partea de est europeană. Această rezistență se întocmea prin operațiunile SOE. Aceste operațiuni aveau un scop de a slăbi atât partea germană și de a induce în eroare pe sovietici pe viitor, în cazul în care ar fi întors armele împotriva sau ar fi declanșat al treilea război, cum era previzionat după 45, care a fost foarte abil, foarte abil, mă rog, și prin plata anumitor datorii, din păcate. Acele datorii au fost cu acea cortină de fier enunțată de Churchill, dar a fost o negociere. A fost o negociere prin care dură, pe timp lung, care s-a evitat un nou conflict la scurt timp. Cortina de fier care, de fapt, a fost menționată pentru prima oară în Das Reich de către Iosif Goebbels, prin 43, parcă. Da, continuă. Practic, Churchill nu era în dezacord cu propriul său departament de stat britanic în privința relațiilor de prietenie cu țările est-europene, Polonia, România, Iugoslavia. Aceste agenturi SOE își aveau propriul lor agenți, iar acești agenți încercau să întrețină, să vadă practic care era nivelul populației, să întrețină nivelul de rezistență, să folosească media, să folosească jurnaliștii, exact cum au făcut în Franța și în Olanda și Belgia. România era un caz aparte, pentru că avem relații bune cu Anglia din anii 20, prin Nicolae Titulescu, care are foarte multe negocieri cu englezii pe partea resurselor României de petrol, făcând anumite concernuri și creând anumite asociații, prin care ajung acești agenți. Unul din ei, un alt personaj cheie, care a încercat, de fapt, să schimbe un fel 23 august, e Alfred Gardin de Chastelain. Alfred Gardin de Chastelain, care un om extrem de inteligent, pe lângă francez, stăpânea foarte bine limba română. El se stabilește cu Olivia Manning, soția sa, în București, în apropiere de Atene Palas. Atene Palas, pentru că acela era cuibul spionilor. Acolo se adunau cele mai importante personaje, atât din lumea interlopă bucureșteană, cât și din lumea regală a monarhiei. Și mai ales pentru că Atene Palas au fost concentrați ofițerii Gestapo-ului pe timpul ocupării din București. Alfred Gardin de Chastelain are întrevederi cu Maniu. Maniu, primind o anumită sumă de bani, printre care și alți colaboratori, ca Niculescu Buzești, Pache Protopopescu, o să puteți citi această listă în curând pe site-ul nostru, la documente. Da. Și o să vedeți, sunt scrise în engleză pentru că sunt preluate din arhivele britanice, deci nu sunt manipulate sub nicio formă
de către noi, cum au fost unele evident manipulate sau modificate mai mult, sunt provenite din documentare externă. Profesor Gardan de Chastelain păstrează această legătură și menține un nivel foarte bun de informații, mai ales pe timpul ocupării țării de către germanii, care veneau rapoarte ale agenților români, prin care menționăm aici celebra rețea Rică Georgescu, Rică Georgescu fiind unul din agenții SOE, care a încercat să facă o rețea similară cu cea din Franța, de a aduce cât mai mulți oameni să mențină acest nivel de rezistență împotriva ocupației germane. Nu s-a reușit pentru că Gestapo-ul descoperă rețeaua, rețeaua a durat maxim un an de zile, toți sunt arestați, o parte pleacă în exil. Alfred Gardan de Chastelain încearcă, se întoarce în Marea Britanie, înainte de al doilea război mondial, și creează o unitate de agenți prin care se trebuiau să parașuteze în România. Scopul era, prin această operațiune, autonomul sau autonomous, cum este denumită, de a se parașuta în apropiere de București, împreună cu alți doi agenți, de a influența organele de ordine, de a afla spiritul de luptă a românilor împotriva nemților. Ei vreau, de fapt, să răstoarne frontul, dar să susțină suveranitatea României, ca devenind parte de co-beligerantă. De aceeași părere au fost și Departamentul de Stat american, care a propulsat și a susținut foarte mult rezistența românească în al doilea război mondial, atât împotriva nemților, cât și împotriva potențial împotriva rușilor. Din păcate, aici avem o neînțelegere masivă între Departamentul de Stat britanic și Churchill, respectiv Departamentul de Stat american și Roosevelt. Roosevelt este influențat de Churchill în urma deciziei de la Yalta. Pentru că Churchill este, de fapt, eminența cenușie în urma noului tratat, noului sfere de influență, dar a noii cortine de fier. Pentru că el bea cu Stalin în acea noapte fatidică de a renegocia sferele și în care se scrie pe o bucată de șervețel 50% 50 Iugoslavia, Ungaria, aliați, mă rog, americani, englezi, ruși, Grecia, 90% britanici, 10% Uniunea Sovietică, Bulgaria, 25% englezi, americani, 75% ruși, Polonia, la fel ca Bulgaria, și România e singura care are 90% ocupație sovietică. Deci ce spune acest lucru? Și 10% alianții. Care practic era nu însemna absolut nimic. Era un praf în ochi. Însemna, de fapt, vânzarea sau ultima soluție sau ultimul ajutor care ar mai fi putut da, fi dat din partea aliaților anglo-americanilor, pe care atât de mult rezistența noastră anticomunistă i-a așteptat să vină. Da, cum știm că se așteptau americanii să vină în țară și n-au venit. Nu, au venit în 90 cu Bill Clinton. Stay on the right path, Romania. You're gonna be a NATO at one point. Da. Thank you very much. Da, știm și noi ce înseamnă. E foarte important să faci parte și din NATO, și din UE. Clinton has left the building, nu? Ca să zicem, Elvis has left the building. Without maneca. Ai, mai râdem. Mai și râdem, da. E foarte important să faci parte din NATO, din UE, dar trebuie să știi poziția pe care stai. Noi ce facem? Noi facem parte din aceste concernuri, din aceste uniuni în care doar anumite state știu. Uite, cum mult respect am pentru Ungaria și Polonia, respectiv la suveranitatea lor, care încă și-o păstrează. Încă luptă pentru ea. Și luptă practic la firul ierbii. Da, pentru fiecare pom, adică jos pălăria pentru Orban și mai ales pentru ministru polonez care... În acest sens, deși... Mă rog, pe tema asta.
chestiunea Transilvaniei mai discutăm. Da, aia e altceva. Nu vrem să intrăm acum în detalii. E destul dar de ca model, că și pe Transilvania, știi, într-un fel, ei luptă pe partea lor cu maghiarii, dar noi nu luptăm pe partea noastră cu românii. Asta e faza. Asta e faza. Adică noi, că ai propus chestia asta, o mică chestie. Nu sunt suficienți profesori de limba română în Sfântul Gheorghe sau zona Secuim. Nu sunt. Care, unde e problema? Adică nu poți să dai pe Ungaria. E problema noastră. De ce nu sunt suficienți profesori? De ce nu se duc? Am văzut un interviu cu localnici de acolo care erau întrebați. Ați vrea să învățați, mă rog, ce părere aveți? Și am zis, eu aș vrea să-mi trimit copilul la școală să învețe, dar nu avem suficienți profesori, sunt ore limitate. E ca și cum se întâmplă la școală de se scoate istoria, nu? Din școală. Adică o materie cheie. Sau se limitează de la 2 ore la o oră pe săptămână. Nu poți să limitezi limba țării tale în care te-ai născut. Asta e un alt act de trădare. Deci toate lucrurile astea, într-un fel, tot ce am menționat acum, toți acești actori principali se leagă printr-o cauzalitate. Și această cauzalitate începe în primul rând din propria ta ogradă. Da. Noaptea infamiei, dragi prieteni. Whisky și vodka, nu-i așa? Așa, un pic mai precum urina boului, ca să zicem. Prietenii știu de ce. Glumind, că așa am ieșit, cică, din istorie glumind. Noi, umorul te trezește, nu-i așa? Ne spunea maestru Dan Puric. Și înainte de el, bineînțeles, au spus și alții, printre care și mari monahi. Umorul nu este bășcălie, umorul este trezvie. Este un fel de a fi. Dar, o parte totuși, a supraviețuirii, a speranței. Da. Apropo de Ungaria, am scris și noi acum ceva timp, destul de... Uh-huh. Acum 2 ani. Am preluat un articol. Sunt unguri și nu înțeleg de ce nu ne învață limba română la școală. Am să dau citire un pic din prima parte, ca după aceea să puteți să citiți dacă vi s-a trezit curiozitatea. Un chelner din satul mare ne-a povestit cât de greu i-a fost în viața din cauza faptului că nu a învățat la școală limba română. Să vedem. Povestea mea cu limba română începe de la 7 ani, când părinții pe care îi respect și iubesc enorm m-au înscris la școală. La început totul a fost bine și frumos. Amintiri faine, cum bănuiesc că are toată lumea din acele vremuri, până când s-a întâmplat surpriza, între ghilimele. Sau aș putea să-i spun mai bine șocul. În momentul în care directorul școlii a intrat în clasă, mi-am dat seama că vorbea o limbă pe care, spre mirarea mea, nu o înțelegeam deloc. Omul vorbea limba română. Vorbea, de fapt, limba țării în care trăim, unde e cea mai bună pâine și cea mai curată apă, unde orice ni s-ar întâmpla rău, trece mai ușor pentru că suntem acasă. Încă de la acea vreme am realizat că am o mare problemă pentru că sunt ungur. Și continuă, bineînțeles, minunatul articol pe mine m-a mișcat, mi-a arătat că, de fapt, nu sunt numai redentiști, mai sunt și unguri normali. Da. Normali ca noi românii, normali. Da, sunt mulți, să știi, frate. Eu am fost în zonă acolo, am făcut chiar un tur pe tema asta, dau o mărturie personală ca o completare, cu bicicletele, la un moment dat, acum câțiva ani. Și am avut un ghid în zonă care ne-a plimbat și am întrebat foarte multe. Unde mai exact? Exact în Covasna. Aha. Exact în Covasna și Covasna Harghita. Niște oameni foarte calzi, foarte calzi, care își păstrează tradițiile, sunt foarte mulți meșteșugari în zonă și ar vrea să fie învățați limba română dacă li s-ar da ocazia. Păi poate o să li se dea ocazia. Poate o să li se dea ocazia, o să avem noi grijă. Apropo de... Mai vreau să spun de tratatul de NATO, de tratatele cu partenerii strategici. O să avem la un moment dat un interviu, un episod special cu un invitat special. Nu spunem cine, este un prieten de-al meu și de-al lui Tudor, pe care vrem să-l invităm, să sperăm că va da curs invitații și va veni alături de noi și
acolo veți vedea ceva extraordinar. Adică din o nou, istorie personală, dacă vreți, și o istorie curată, fără, adică o analiză curată, fără niciun fel de părtiniri, de niciun, fără manipulări, fără, așa cum ar trebui să vorbească fiecare dintre noi și să avem fiecare un mod din acesta de a exprima, video, în care practic ne expunem ideile liber și învățăm unul de la fiecare. Iată distributismul. Bun. Acum, Churchill, eminența cenușie. Bam, bam. Hai să vedem. Păi, planul după 44 a continuat, nu-i așa? Adică, na, ca cel mai asta... Da, întâi vreau să fac o reflecție așa. Dom'le, noi am pierdut. E clar. Am pierdut războiul, am și plătim încă. Am plătit și plătim încă cheltuielile de război, datoriile de război. Deci da, suntem în 2021 și încă le mai plătim. Da, n-a fost mai nu. Mult ne-am făcut datorii în plus. Bine, datorită unor nu știu, inconștiență de serviciu. Nu pot să-mi dau seama. Datorită unor alogeni neromâni, oricum. Dar și, adică, dar și vorbim... Da. Da. Dar vorbim de trădări. Da, imediat după 23 august 1944, bineînțeles, vorbim de trădări. Cum a influențat Churchill ceea ce a urmat? Adică, am spus, noaptea infamiei. Am fost vânduți până șervețel, nu-i așa, la Ialta? Exact. A fost o... Ce a urmat? Hai să vedem. Practic, în primul rând, stupoare în rândul britanicilor, Departamentului de Stat Britanic. Nu se așteptau să facă acest gest. Deci nu se aștepta la acest lucru. Am găsit o parte din telegrame între stația SOE principală din Londra, trimițând telegrame către rezistența, mă rog, către Maniu și cei care începeau să formeze acel guvern de Uniunea Națională. Multe erau cu regrete, scuze, dar practic era, nu mai era cale de întoarcere. Adică nu le venea să creadă alor lor, practic, că șeful lor de stat, Churchill, a ajuns la această cale. Roosevelt, pe de altă parte, el evident, la scurt timp moare, adică e înlocuit de Truman. Da. Truman care e printre ultimii, Truman și Roosevelt, printre ultimii președinți americani care vorbesc de această manipulare la nivel mondial, de cei care au interese să creeze războaie. Mă refer la acel discurs al lui Truman despre marele concern industrial militar. Dashul Military Complex. Chiar vă sugerăm să vedeți declarația lui Truman pe această cale, pentru că e o parte a istoriei mai puțin cunoscută. Făcând această paralelă, în același timp, după 45, apar alegerile din 46, fraudele, de fapt, din 46, și apar, practic, e de fapt o spălare pe mâini. O spălare pe mâini al lui Churchill pe o înțelegere clară cu Stalin. Ei au avut relații foarte bune după aceea, în perioada războiului rece, o perioadă scurtă de timp, până a început influența comunistă să se ajungă până la Cambridge. Vorbim aici și de din anii 30 să-și dea seama că au avut spioni în rândul profesorilor de la Cambridge sau grupul celor 5 profesori de top care au târziu și-au dat seama că au dat secrete către sovietici, plus în perioada războiului rece când alți spioni englezi au dezertat către Est. Deci ei nu prea și-au învățat lecția, adică și-au învățat mult mai târziu.
ca noi. Și ei nu au înțeles cum am învățat noi, dar am învățat direct prin sacrificiu, prin torturi, prin... De aceea vestul nu știe istoria adevărată și învață prin alte modalități, prin tururi, mai ales venind și ajutându-i. Eu personal pot spune prin povești, prin anumiți scriitori prin care poate să caute. Aici putem să-l menționăm pe Larry Watts, da. Cu cartea Ferește-mă, Doamne, ia uite-o, Ferește-mă, Doamne, de prieten. Așa de groasă, da. O analiză extrem de bună a războiului clandestin al KGB-ului cu securitatea română și toate afacerile de spionaj românești versus cele KGB-iste. O spălare pe mâini, o declarație de a lui Churchill după aceea, că Europa trece printr-o nouă cortină de fier. Nu ne așteptam ca sovieticii să fure alegerile. Niște minciuni, niciune scară mare. Adică nu ne așteptam. Ba da, v-ați aștept. Tu te-ai așteptat. Tu personal știai ce urmează. Da, spălare pe mâini. Dar, în același timp, poporul tău nu știa la ce se întâmplă. Oamenii tăi de stat, patrioții britanici, nu se așteptau. De asta mă refer la dezamăgiri. Patrioții americani, cât și patrioții britanici erau consternați să afle că noi vindem partea de est, așa, pur și simplu, ca o pereche de mănuși la prețuri de nimica. Adică noi am aruncat mănușa, oamenii au problemele lor și noi acum noi nu îi ajutăm. Era și acea frică că Stalin va declara ofensiva în Berlin împotriva americanilor și englezilor dacă negocierile de pace nu derulau cum trebuie. Acel raport al lui Montgomery, generalului Montgomery, prin care trupele rusești erau 70, erau 3-0 ca raport de forțe față de trupele aliaților, franceze, britanice și americane. Și de-aia am vorbit mai devreme că s-a ajuns la aceste negocieri de a stopa un alt posibil conflict nuclear. A fost scurt timp după aceea și așa a apărut războiul rece. Un război de uzură, mai degrabă pe spionaj decât pe arme direct. Deci a fost o spălare pe mâini, așa putem spune în final, în contextul, pentru că veți vedea, dragilor, și voi când o să citiți documentele în sine, o să vedeți singuri ce a însemnat acest lucru. Noi am încercat aici doar să vă explicăm. Actorii principali, pot spune, cei mai importanți factori, cele mai importante părți, pentru că e mult de discutat pe acest subiect, dar am vrut să vă facem o idee în mare. Noi am stat ceva de vorbă, dar sper că, nu știu, a fost de bun augur și vă va ajuta să înțelegeți mai bine acest 23 august fatidic. Da, a fost o cacelba foarte curioasă totuși. Până la urmă nu știu care a fost interesul acestui Churchill. Dar interesant că și în episodul, unul dintre părțile episodului... Pot să spun, menționez că ai zis de interes. Ce mai mult pe britanii și-a interesat insulele grecești? Marea Mediterană. Ia asta l-a interesat. Și acum te întreb, de ce Marea Mediterană? Pentru accesul către nordul Africii, către Egipt. Da? Către Egipt, da. Vorbim aici de faimoasa pace din primul război mondial, acordul Sykes-Picot, acea împărțire fatidică pe care o avem a vechiului Imperiu Otoman, acele granițe tăiate cu rigla. Da, da. Tăiate pentru că au fost tăiate pur și simplu pe baza regiunilor petrolifere și a căilor ferate, care treceau exact ca în Ungheria. Da. Cum era în Lawrence of Arabia, nu? În acel faimos film. Până la urmă și Arabia Saudită a avut mare avantaj atunci. Da, da. Noi am spus în episodul cu distributismul, într-una din părți, ceva s-a întâmplat după primul război mondial, în perioada interbelică. România era distributistă,
distributismul a fost confirmat, nu neapărat a apărut, că până la urmă e o... doctrina prin noi înșine. Fel, da, dar e un fel de a fi pământean pe această planetă. Noi am avut, nu se numea neapărat distributism, Ius Valachorum. Au fost mai multe denumiri, exact. Legea Pământului, da. Noi trăiam prin cooperare noi cu noi înșine, prin noi înșine, dinpreună, cu mama natură. Punct. Bun. E, a apărut prin intermediul lui G.K. Chesterton, că mă interesează foarte mult, Hilaire Belloc, cei doi mari prelați catolici, care au confirmat, așa cum am spus, distributismul în Marea Britanie, care a fost și în Statele Unite ale Americii. Thomas Jefferson a fost un foarte mare reprezentant al distributismului, al capitalismului conștient. Vom vorbi și despre aceasta. Nikola Tesla. Și da. Invențiile sale. Mulți, da. Și interesant că sunt inventatori, adică civilizația s-a născut la sat. Invențiile, inventatorii, apropo de inventatori, Justin Capră era și el un om al satului, până la urmă. Ei, crezi că SOE, de exemplu, Special Operations Executive al lui de Chesterton, a fost împotriva lui Churchill sau au fost împreună în acest joc? No. Apropo de 23 august 1944. N-au fost nici, doar că trebuiau să păstreze echilibru și să raporteze deciziilor șefului statului. Deci ca orice serviciu la momentul respectiv trebuiau să respecte. Indiferent, nu au fost de acord. Nu au fost de acord cu această decizie. Au fost consternați, dar nu puteau să... Churchill oricum pierduse mult în sondaje în perioada respectivă. A avut destul de multe probleme. Dacă vă uitați și la filmul despre Churchill... L-am văzut. Foarte bine jucat de Gary Oldman. Foarte bine jucat. Veți vedea multe probleme prin care a trecut. Dar nu a fost nici. Practic, ei au trebuit să respecte linia deciziei primului ministru. Dar, cum am zis, în multe scrisori între reprezentanții români și patrioții români și patrioții englezi și americani au fost multe regrete și mai ales de aceea foarte mulți români au plecat, au emigrat în state sau Marea Britanie, mulți la timpul respectiv, care au putut să fugă repede, și care au încercat, de aceea avem și comunități foarte mari, mai ales în Statele Unite, din perioada Războiului Rece, mulți români care au fugit în acea zonă. Există această legătură de pe urma acelui pact, putem spune că foarte mulți au vrut și o viață mai bună, evident, au avut o viață exact cum era în perioada interbelică română, care s-au retras practic în Statele Unite și avem comunități cu miile și e un fel de cauzalitate și aici. Da. Păi, de ce spuneam despre distributism și Churchill și toate cele de Chesterton, etc.? Pentru că totuși, Marea Britanie avea un interes ca noi să nu pierdem. De ce? Nu? De ce? Care era interesul lor? În primul rând, interesul petrolifer. Deci, asta e unul la mână. Deci pe resurse. Resurse. Deci a fost o chestie pe resurse. Exact cum și nemții au profitat de resurse. Cum Hitler a spus de la început, că petrolul românesc alimentează peste jumătate din Wehrmacht. Altfel, papa, invazie din frontul sud-est. Era doar din Polonia. Deci a atacat pe două fronturi. Asta a fost și intenția. Și mai mult de crearea acestei rezistențe similară în Franța de a crește
această susținere al populației locale că practic să se răzvrătească împotriva ocupantului german sau sovietic. Doar că, cum am zis, Churchill a răsturnat planul și Departamentul de Stat a trebuit să schimbe macazul, cum am zis mai devreme. Să întoarcem la Carol al II-lea. Cum a privit Carol al II-lea până la urmă pactul ăsta de la 23 august? Am văzut cum a privit abdicarea fiului său. Cum a primit până la urmă pactul de la 23 august? Am înțeles că a fost devastator pentru el. A fost și în același timp mai găsim și o notă contradictorie în același timp. Am găsit o chestie spunând că adică are în jurnalul său era o persoană foarte contradictorie. La început spunea un lucru și după aia revenea. Sau își schimba părerea. Ce vorbesc aici e că unul din primele declarații ale sale în jurnal spune cum că era, nu mă așteptam, Mihăiță a luat o decizie destul de rapidă și sper eu să fie în interesul României. El neștie în ce se întâmplase atunci. Mai mult ca detaliu, că îi se dădeau telegrame. După aceea are altă analiză prin care spune că România a fost vândută cu totul, fără niciun alt armistițiu de către Antonescu promovat. Nu am avut niciun alt de spus. Deci a fost o devastare totală. Da, până la urmă au fost interese, chiar dacă pe resurse, Anglia cu petrolul și mai ales că vreau să aibă cale directă sau mai directă către Marea Mediterană și Egipt. Până la urmă, un lider când negociază nu pentru interesele proprii sau doar a țării proprii, cât pentru interesele, apropo de geopolitică, unui întreg continent. Pentru că astăzi avem un proiect de țară, nu-i așa? Hrană, apă, energie, avem un om care duce pacea. Singurul proiect de țară. Singurul proiect de țară. Cea mai bună nișă. Hrană, apă, energie. O nișă... Și viitorul planetei. Viitorul țării și viitorul planetei, de fapt. Foarte simplu. Pentru că trebuie să ne întoarcem la mic. Așa cum a spus domnul doctor Călin Georgescu în ultimul său interviu, dacă nu ne întoarcem la mic și rămânem la mare și creștem și creștem și creștem. Apropo de acești mari coloși din istorie, unde ajungem? Există limitele creșterii. Nu se regenerează natura într-atât încât noi consumăm. Odată cu începerea Revoluției Industriale s-a început amprenta ecologică, nu-i așa? Poluare! Acesta era cuvântul de ordine, cuvântul cheie. Episodul numărul 1, petrol și cărbune, poluare! Episodul numărul 2, electricitate, poluare! Episodul 3, radiațiile, undele radio, undele electromagnetice, poluare! Episodul 4, epoca secolul vitezei, la fel, internetul, tehnologia, plasticul, mai spunem, poluare, episodul 5, transumanismul, poluare, nu cred că o să putem, să, adică natura nu poate suporta un asemenea impact și o să facem noi un alt episod despre... Da, pe tema. Scurgerile acestea tehnologice din partea marilor inventatori către forțele acestea care subjugau și subjugă încă umanitatea. Revenim, pentru că vreau să și încheiem și să tragem și niște concluzii după toate cele spuse. Astăzi trăim vremurile în care suntem, noi știm
După 1944 au urmat 1946-1962 trei etape între acești ani de colectivizare. Am mai vorbit despre ele. Ani în care credem noi peste 1 milion de români au suferit, au fost au murit, torturați, au murit în munți, au fost executați, au murit în închisori pentru niște acuze false, dușmanii poporului, etc. Care popor? Care popor? După aceea, manipularea prin frică, securitate și toate cele, și asasinarea economică a României începând cu anii 70, apoi urmând anii 80, prin care lui Ceaușescu i s-a spus foarte clar: dacă nu face ceea ce îi se pune pe tavă să facă de către Fondul Monetar Internațional, de către Banca Mondială, de către marile corporații în care dețin monezi în toată lumea, urmează să fie eliminat fizic. Omul nu a înțeles, a ținut langa cu ceea ce vrea el să facă, adică dezvolta România. Da. Ba mai mult de atât, a vrut să dea... Acum nu îl lăudăm, că... Nu, dar da, e bine știi cum e vorba? După de cei care nu mai sunt numai de bine, nu-i așa? Nu, dar e bine să vorbim de partea bună care a lăsat-o. Toți specialiștii, toată industria, care nu era de fiare vechi, cum spunea un... era, să zic, răposat. Da, ne... De domnul Neulander, mă rog, Roman, în cazul lui, că Tasu era Neulander, el habar n-avea săracul că Tasu a fost pion în brigăzile internaționale activ. Dar cu altă ocazie vom vorbi și despre ei și de bursele lui în Franța și așa. Da. Aceste figuri triste care creează istoria, creează tinerii, îi creează greșit cu informații, cu istoriile ăștia. Adică o parte din concluzie că noi suntem conduși de trădători masiv. Marea trădare din 44 a condus către trădarea lui Ceaușescu de către servicii. Deci avem și o execuție a celor doi de Crăciun, adică de o sărbătoare creștină. Ritualică. Ritualică, pentru care plătești altă cauzalitate pentru ceea ce s-a decis să se întâmple cu niște lideri. Deci noi vorbim pe niște trădări care s-au adunat. Deci 23 august 44, cu execuția lor de Crăciun, se adună împreună și ne dau această mizerie economică, spirituală și politică în care trăim. Românul se plânge că nu are lideri, că nu are oportunități, dar întrebarea e: ce faci tu în afară să te plângi? Că de plâns ne-am plâns, suntem toți sătui, dar ce face fiecare dintre noi? Să nu ne mai plângem. Cine își practică vocația? Sau cine învață pe alții? Că un alt fel de distributism. Adică să dai din cunoașterea ta. Și dacă te uiți în jurul tău, chiar în toată mizeria asta, tot ce se întâmplă. Văd extrem de multe afaceri mici care tot apar. Dau și un mic exemplu de mici, să zicem, cafenele, da? Care au explodat în București. Mici cafenele, fiecare și-a făcut o cafenea din asta mică sau o braserie sau meșteșugarii sau cei care creează iile în continuare. Doamna Niculescu, în apropiere de Vâlcea. Da, am postat și noi. Un episod.
RBS, Romanian Blues, exact, făcute în București, la comandă. Deci, foarte fain lucrate. Adică, ce vreau să spun? Nu deviez. Ideea e că oamenii ăștia continuă tradițiile țării și continuă practic să promoveze țara în ciuda tuturor mizerilor care se întâmplă. În ciuda sensului că nu sunt susținuți suficient, că nu primești suficienți bani, că tot singuri s-au zbătut dacă e să-i asculți și cum au accesat fondurile și cât de greu le-a fost și cât le e greu în continuare. A, că sunt prea scumpe, că nu știu ce. Păi atunci mergeți și cumpărați chineză ei. Și să nu vă mai aud că mergeți sau că cumpărați, a, păi asta s-a topit, smalțul ăsta de pe vas. Păi da, că nu e făcut în Horezul. E chinezărie. Da, chinezii fac și asta de Horezul. Chinezii imită. Aia e problema. Da. Da, adică în ciuda mizerii astea, există oameni care s-au ridicat în ultimii ani, care micii producători sunt sugrumați de sistemul actual politic și economic. Nu sunt ajut. Și tot, numai lor li s-a dat în cap în această pandemie. Câți n-au închis? Numai eu știu din câte locuri opreau în timpul turilor câte s-au închis. Că n-au avut suficienți bani și n-au putut să livreze online sau n-au avut livratori, că nu livrau. Ideea era să mergi la ei, să mănânci, să stai la masă. Nu aveau conceptul ăsta. Păi, deci asta înseamnă o altă trădare. Deci vorbim de trădări sistematice. Și îmbrățișăm tot ceea ce Uniunea Europeană ni se dă ca un lucru salvator. Nu e chiar așa. Ca un standard. Online nu poate niciodată să înlocuiască fizic. Cu toate că aceste episoade sunt făcute online, noi ne străduim să vă aducem informațiile pe care noi le găsim prin eforturi proprii și pe care chiar le găsim curate, pentru că nu ne pretăm la manipulări, nu ne pretăm la adulterări și la modificări de toate felurile. Iată repercusiunile și, până la urmă, ca o ultimă întrebare, 23 august 1944 se repetă din nou? Crezi că deja trăim un nou soi de 23 august 1944? Eu zic că trăim, de fapt, în continuare repercursiunile pentru ceea ce nu s-a conștientizat despre 23 august. Încă este vorbit ca un act de salvare națională. Că am ieșit din război, că ne-am păstrat demnitatea. Care demnitate? Că am dat peste 200.000 de români, pur și simplu, să meargă spre gulaguri, sau 35% din populația aptă de război. Care demnitate? Sunt niște repercursiuni pe care, atâta timp cât nu ni le asumăm și avem... Nu intrăm în documente și se analizează absolut tot, pentru că avem fond arhivistic pe tema asta. Există. Și sunt considerate încă niște minciuni sau cum e, de-i arăt românului documentul în față. Nu, domne, că asta nu e original. Și asta este asta e o problemă din perioada de tristă amintire, prin care s-a manipulat foarte mult istoria, mai ales în anii 50, de indivizi ca Mihail Roller, prin care chiar s-a manipulat, s-a mințit în dragi. Atâta timp cât dai o minciună pe timp îndelungat, devine adevăr. Dar noroc că mai ai documente să contrazici. Ce mai ai? Încă nu avem o mașină care să acceseze istoria universală. Să poți vedea exact printr-o peliculă cum s-a întâmplat un act sau să accesez un anumit... Pentru că tot ceea ce vorbim, dragilor, tot ceea ce gândim, tot ceea ce simțim, este înregistrat undeva. Să țineți minte. Și aceste înregistrări vizuale, auditive,
rămân magazinate și vor putea fi văzute la un moment dat în viitor. Vor putea fi prin aparate speciale. Noi sperăm să fim parte din chestia asta și să vă redăm și mai bine și să vă ajutăm și mai mult. Fără să mai interpretăm absolut nimic. Acolo veți vedea pe bune cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Da. Astăzi nu mai contează. Toate informațiile trebuie să se coaguleze și să se strângă acolo într-un singur sens. Într-o singură formă de a salva ce se mai poate salva și ba chiar mai mult. Pentru că până la urmă, sigur că trebuie să ne reducem la mic, dar trebuie să gândim mare. Adică e un paradox. Te gândești la mic, te reduci la mic, micul producător, dar acesta este pe termen lung, deci gândești mare. E un paradox. Și pot să spun o chestie să te ajut. Sigur. Opus consumerismului, că marele duce spre consumerism. Viitorul e a micilor, e a rețelelor. A rețelelor pe orice fel de pe tip de economie, durabilă. Mai ales pe rețele mici, de grupuri de oameni, care se conectează cu alte rețele din alte părți din lume. Fiecare țară cu rețeaua ei. Și fiecare țară care nu are, spre exemplu, o anumită rețea sau anumiți sau îi lipsește ceva, colaborează cu altă rețea care îi dă în schimb ceea ce are nevoie și noi dăm înapoi. Pe troc. Exact, pe troc. Asta va fi viitorul. Rețele mici, grupuri mici de oameni, hrană din ce în ce mai accesibilă și de bună calitate. Asta va fi viitorul. Viitorul, mă rog, luminos. Care va fi? Va fi la un moment dat. Dar momentan plătim mizeria pe care am creat-o înșine. Da. Nu mai e mult. Eu cred că mai e puțin. Până când o să începem să plătim niște facturi destul de grase, ca să spunem așa. Nu vă speriați, dragi români. Nu vă speriați. Ne uităm la voi și voi vă uitați la noi. Nu este nimic de speriat. Este de înțeles. Păi da, pentru că dacă te gândești, de exemplu, la Germania, o să observi și acolo tradiții. Nu știu cât mai există astăzi. Probabil că foarte puține datorită acestui globalism exacerbat. Am înțeles că foarte puține. Dacă te uiți la America, The American Dream, is wiped out. Din păcate, este șters, șters cu buretele. Dar nu este șters cu buretele. Acolo când există și unde există durere, creștere, de fapt criză, este creștere, crisis, vine de la grecescul crisis, care înseamnă creștere, întotdeauna, știi cum e, o luăm biblic, creștinește. Dacă sămânța nu moare, planta nu se naște. Și asta e creșterea, asta e criza. Toate valorile alea acumulate într-o singură sămânță trebuie să se spargă și să deschide, să crească. Să crească și să se înalțe sub soare, până la urmă, pentru că eu întotdeauna am fost un adept al faptului că există un cer deasupra capului. Noi creștinii ne uităm mereu la cer, nu privim cu ochii în pământ, precum globaliștii aceștia, hipsteri, marxiști, care merg așa, privirea în jos. Dar cerul e deasupra lor și soarele încă le mai arde cheliuța. Îi mai forțează din când în când să se uită. Exact. Oh, mă frige. Ia să pun o șopcălie. Bun. Trebuie să devenim conștienți că trăim pe suprafața unei planete. Și pe suprafața acestei planete mai există un soare, mai există noaptea stele. Cum spunea
domn dr. Călin Georgescu, noaptea, cu cât e mai întunecată, cu atât se văd mai multe stele. Pentru că stelele strălucesc mai puternic în întuneric. Este o vorbă înțeleaptă, nu contează cine a spus-o până la urmă, contează faptul că a spus-o. Da. Și repercusiunile de astăzi le vedem, așa cum am văzut în acest episod, în tot ceea ce se întâmplă, toate aceste restricții, în toate aceste stări de alertă sau nu, în așa zisa pandemie sau nu, sunt mulți care încearcă prin căi legale să se lupte, au dobândit victorii în instanțe împotriva acestor infractori politici, altfel nu putem să-i spunem, să le spunem. Puterea stă în noi și astăzi am văzut peticoul unui puștan, un tânăr, un copil, adolescent. Mă rog, scria în limba engleză: power of the people is stronger than the people of power. Puterea oamenilor este mai puternică decât oamenii la putere. Fine. Când o să înțelegem lucrul acesta, dragi români? Dragi prieteni, dragi concetățeni, cum vreți să ne spunem unul altuia? Puterea este la noi. Aceasta este democrația. Pentru că democrația, până la urmă, chiar dacă se împarte în vot la 50+1, democrația este nu a majorității și nici a minorității, ci a celor care dețin adevărul, adică celor care mărturisesc adevărul. Prin asta se deține adevărul. Pentru că a deține, apropo de distributism, este ca la, știi, în legislație avem copyright și copyleft. În copyright trebuie să o aperi, drepturile de autor trebuie să apărate prin individ. La copyleft, drepturile de autor le aperi distribuindu-le la cât mai mulți. Informația. Să circule. Să circule. Păi și atunci să circule informația și să sperăm că o să fim auziți de cât mai mulți, apropo de faptul că această imprimare rămâne în natură, rămâne în istorie și rămâne acolo inscripționată în energia naturii, oriunde și oricum, nu avem cum să o ștergem noi, pentru că noi nu deținem puterea supranaturii, cu toate că am vrea să o modificăm în tot felul. Ca și puncte finale, cam asta am avut eu de spus și te las acum pe tine să ne împărtășești ultimele gânduri cu privire la acest subiect. Păi da, frate, în încheiere pot să spun că, așa, ca speranță, că prin acest podcast, interviu făcut împreună, lung, dar necesar, va trezi cu mult, foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni și îi va pune în gardă, mai ales pentru ceea ce va veni, și îi va face pe oameni să-și cunoască mai bine istoria și să nu-și mai repete greșelile. Pentru că până la urmă, dacă găsești o eroare care s-a perpetuat atâta timp și știi că e responsabilitatea ta să o corectezi, trebuie să o faci. Trebuie să o faci. Altfel ești condamnat să repeți aceleași greșeli. Noi ne-am asumat împreună să facem aceste lucruri și nu dăm înapoi. Și din ce în ce mai multă lume o să audă aceste interviuri care le facem și sperăm să ajungă la cât mai mulți. La cât mai mulți
și să trezească cât mai mulți oameni. Și o să fie o perioadă destul de interesantă, mai ales și pe această informație. Cam atât am avut și eu de spus. Vă mulțumesc frumos și ținem aproape. Seară bună în continuare, dragi români, și nu uitați, Eminescu încă e în picioare. A căzut, dar s-a ridicat. Bună! Exact. Salutare, dragilor! Salutare, frate! Ținem aproape. Salut, frate, da. Doamne ajută! Așa e. Asta e fraza. Doamne ajută!